un comportament cu prezent la rândurile de la 3 ani în altul român, așa e să-și oprezi și partea liniașă român, libera de la părul că vine la liniașă și din mai la comunicare și în prezența sumatului 24 din 25 au fost ca 2023 a fost convocată și într-o ordinare. La această ședință sunt prezenți la 12 consilieri, doamna consilieră Geabo-Pădic, domnul Patrona și domnul Meluze, ședința este legal constituită. Toate proiectele de hotărâre scrise pe ordinea de zi sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local de Legii. Doamnele și domnii consilieri care au un interes personal în problemele supuse dezbaterii să se abțină de la deliberare și dezbatere. După nu avem președintele de ședință ales, domnul primar va da citire ordinii de zi. Nu știu dacă ați observat, în nou proiect de hotărâre se prevede și alegerea unui suplean în situația în care președintele ales pe 3 luni înainte să înlocuiască o persoană și atunci acoperim și situația respectivă. Proiectul ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiuni din 18.07.2023. 2. Aprobarea procesului verbal și de ședinței al Consiliului Local de Legiuni din 27.07.2023. 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local de Legiuni din 21.08.2023. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Hilegiu pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții în anul 2023. 6. Proiect de hotărâre privind înființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Hilegiu de Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind dimensionarea corespunzătoare a conductei de gaze ce traversează teritoriul Comunei Vârstănești pentru asigurarea debitului de gaze naturale necesar gospodării la aparținătoare Comunei Vârstănești, județul Bacău, aflat de pe care județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 22 din 27.04.2023 privind aprobarea implementării proiectului achiziției mașinii de măsurat în numele din județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice privind faza proiect tehnic PTH și a Divizului General Autorizat pentru obiectivul de investiție de aplicare școală Stadă Vizuiești, Comuna Hilegiu, județul Bacău, aprobat pentru finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu Fonda 10, fondul local, precum și asumire prin sunt categorie de cheltuieli finanțate la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 10. Diverse. Dacă sunteți de acord cu pentru ordine de zi, cine este pentru, împotrivă, abțineri nu sunt. Primul proiect. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local de Legiuni din 18.07. Dacă sunteți de acord. 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Local din 27.07. Sunteți de acord cine este pentru. 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Local din 29.08.2023. Cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt. Vă rog să faceți dumneavoastră propunere pentru președinte. Cine n-a mai fost? Cine n-a mai fost? Nu contează dacă Maria a fost. Este termină mandatul. Da, da, da. Deci eu pentru urmare nu fac până să zic. Cine s-a zis? Pentru că doamna 3 luni. Primarul și care nu ca să depășească. Doamna 3? Doamna 3? Da, doamna 3. Cine este mandatul doamna 3? Mulțumesc. Vreau să mă dorim de urmă. Doamna 3 luni. Nu contează, te ajute doamna 3 luni. Așa. Și vă rog să propuneți și un supleant, pentru că chiar să mă întâlnesc în aia septembrie, la supleant de Andrei. Nu, dar să-ți faci în bani de afară, știu cineva care e în zonă. Nu, 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 că la Bărânea, că vin la Bărânea. Cine este pentru Măgărină? Ion. Împotriva, abține dus. Da, dacă îmi permiteți să vă și ajut domnul Andrei, că am înțeles că nu aveți întrebare.
proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Energie pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții pe anul 2023. Domnul contabil o să... Aici o să vedem în situația. Noi avem două contracte de finanțare încheiate, unul cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în valoare de 1.500.000 lei. La investiția reabilitare școală satul Rugești, Comuna Chelești, pe finanțare de fonduri europene și pentru dotări școli și universitare, cu Uniunea Executivă pentru finanțarea învățământului superior, cercetări, dezvoltări și inovări, cu valoare de 964.655 lei. Se impune rectificarea bugetului și a listei investiții cu sume de peste multe, deoarece vor avea loc sau vor fi operațiuni și de ce se cred utilizate cu lucrările respective. Totodată, la lucrarea reabilitare școală satul de comună în Cerci, eu am avut lista de investiții prins 150.000 din bugetul propriu. Având în vedere că noi am încheiat contractul respectiv pe suma de 1.200.000 de lei pe fonduri europene, am considerat că acești 150.000 de lei să fie relocați de aici și mutați astfel. Un 60.000 să fie despre modernizare și consolidare cămincii de leciu, iar diferența de 90.000 de lei am dus-o la secțiunea de funcționare pentru plata energiei electrice. Da. Dacă sunt întrebări legate de efectul de acelor notabil, dacă nu cine este pentru, împotrivă, dacă permiteți, nu sunt întrebări împotrivă, nici abține. Pentru că s-a discutat de cele două proiecte, v-aș dori să vedeți și prezentul de felul sau poate. Sunt două proiecte din timp, prezentate, contractate, scoase la licitație școala de Bugești pe 11 de septembrie, adică săptămâna cealaltă luni, este termenul de punerea ofertelor pentru construcții. Partea de dotări școlii e un proiect de aproape 1 milion de lei, adică 900, 9 miliarde și proiect la fel contractat, semnat, urmează să fie scos la licitație, în imediat după ce se termină licitația pentru școală. E vorba de dotări în tot ceea ce înseamnă școlile din Comuna Elege, de la mobilier până la o parte de electronică, ceea ce mă refer la calculatoare, tablete, tablă interactivă și tot ce înseamnă dotări. Asta pentru a asigura și îmi doresc, am vrut domnul director și discutăm zilele de treaba asta, ca școala de ce nu să fie fruntașă de zona noastră. Deja, din utilitatea pe care am avut la capacitate, suntem cu zona Dațlăului. Mare Dumnezeu să ne recuperăm copiii pe care am pierdut mai din urmă și cu siguranță ne vom recupera, pentru că eu știu că nu mă am ales să se întorc pe în jur de 4-5 copii știu eu de la Dumnezeu, nu? Da, și mai am încă 5 care vin la centru. Asta școala de legiu poate să asigure condițiile necesare pentru un proces instructiv educativ de calitate, au o toaletă funcțională, o sală de clasă dotate acum, dacă vreau și Dumnezeu, cât mai repede puse la punct, calitate pentru profesioniste și care și oameni, aia, tinere, echipă tânără de legiu, cu ajutorul doamne, pentru că loc se practică la orice discuție cu domnul noi, cu siguranță o vom scoate la capăt și este un lucru bun în ceea ce privește școala. Școala de Bugești va intra în reparații, copiii vor fi aduși cu multe bune la centru, pentru că nu avem altă opțiune. Ne-am gândit tot felul de opțiuni, să-i ducem la cămin, să împărțim căminul în două, trei săni. Nu, nu rămâne doar pentru partea de grădință la cămin, că sunt copii mici și să-i transportăm, iar pe ceilalți vom aduce cu multe bune la școală, în două schimburi, vom găsi soluții, pentru că școala este mare și în așa fel încât să nu se simtă nicio lucrură de școală, de sat, de familie. Da, trecem în următoarea formă. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind înființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Elege, județul Bacău. Da. Dacă vă amintiți, acum 3 ani, pentru a începe mandatul ăsta, mi-am propus inclusiv gazul de Elege. Pentru mulți dintre consilieri au fost o chestie de SF, dar în sensul rău, se pare că am avut noroc vis-a-vis de acest proiect. Suntem între cele 12 comune la nivel de județ care am primit finanțare.
avem o finanțare destul de mică din punct de vedere, pentru că și comuna noastră este destul de mare, dar este un început, este o chestie care va porni cât de curând. Sunt doar 2 milioane jumate de euro, adică 12 milioane de lei. Reușim, cred că, numai în discuții tratate cu proiectantul, să construim stația de SMR, stația cea de distribuție a gazului și bună parte din traseu care îl vom întinde cât vom putea de multe drumul principal. Nu știu, pentru mine este foarte important să ajungem măcar până la intrarea în sate, ca de acolo să putem face extinderi și sigur vor fi bani suplimentări, ținând cont că concesionarii sunt destul de interesați, ținând cont că noi avem bănuții și unde să vină ei cu investiția respectivă. Am întins mai mult parte de grădina, pentru că am fost la un moment dat așa, în calcul în socotel, să o abandonăm sau să continuăm grădina. Era singura șansă a grădinii să ajungă gazul la grădina. Pentru că altfel, dacă noi acum renunțăm la consumul de grădina, nu mai aveam șanse din punct de vedere, pentru că nu știu când Brăzănești va avea odată, că dacă nu va avea șansa să aibă un proiect de acest gen, iar de la Mănești să vină către Bătirea este destul de greu. Și atunci să ducem 6-7 km de rețea, practic care va trece prin comuna Bărsănești, să vă trecut, am participat la ședința adânșilor de acolo pentru a cere și aportul lor de a traversa și a de tranzita comuna. Aici mă refer la celălalt proiect cu dimensionarea magistralei. În înțelegerea purtată cu dânsii și pentru a veni și în sprijinul concesionarului într-un fel sau altul, locuitorii, gospodăriile de o parte și de alta rețele pe 12 aparținătoare comunei Bârsănești se vor acorda la rețeaua noastră, de aceea comuna respectivă va fi dimensionată ca și cei de la Bârsănești pe partea de stradă, să se poate așa la noi, ca să putem trece dincolo și să ajungem la Bătirea atât cât putem, nu știu, spre centru, spre până la pod, până unde vom ajunge cu banii pe care i-avem într-o primă fază. Urmând ca, după ce trecem în traia, cu siguranță vor fi suplimentări, vor fi extinderi, e mult mai simplu să-ți extinzi o rețea în momentul în care tu o ai deja activă și ai gaz pe ea. Eu nu vreau să lucrez pe nimeni, nu că vin alegerile și vreau continuare acum să lucrez să facă proiecte. Nu, sunt proiecte care îți au rolul și așa cum sunt, nici nu pot să spun cum avea gaz la anul. De parte de medicamentul ăsta, sunt proiecte care durează 2-3 ani, 4 ani, le vom începe, poate vom, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul nostru a tuturor, vom și începe să le punem în practică, să lucrăm, să montăm situația, să fim parte din conducte. Suntem în faza de proiectare, am semnat contractul cu firma de proiectare, se va grăbi de aia și urgentăm treburile să depunem cât mai repede, să încărcăm platformă. Se pare că legislația de astăzi ne avantajează, putem obține autorizația de construire fără să avem PTH-ul, ca PTH-ul, adică tehnic, să putem obține pe perioada de lucrării lucrării. Și asta este un mare avantaj pentru care, fiind semnat 6-7 luni de proiect pierdute, imediat ce urcăm în platformă, cum foarte agitație pentru concesionar, cu siguranță vor fi interesați pentru că să vedem deja au concesionat pe de gaz. În vezi, eu au concesionat tot el gazul și cu siguranță vor și aici pentru că și ei au interes să și mărească utilizatorul. Dacă sunteți de acord cu înființarea sistemului de gaze, dacă sunt întrebări legate de sistemul de gaze, cred că urmă mea... Dar știu că vreți care încerca acest proiect. Eu mi-aș dori și sper, și sper să înceapă undeva în vara anului viitor. Sper. Înainte de alegeri. Asta în situația în care... Imediat înainte de alegeri. Da. Asta în situația în care nu mă dea vieță roate de la... Nu știu, de la un personal. La Augustinare. De la un postul care s-a contestat în timp, eu sper că nu va, dar nu e o regulă. Dacă vă amintiți, doamna Bărbit, în casă, problema cu 5 ani, pe 4 ani, de astfel, în care e legată Soțofănești, că aveau pe Soțofănești un proiect dirigit pe Coim. Nici astăzi nu s-au apucat de lucrare, adică despre asta e vorba, la Soțofănești. Nu știu care e treaba acolo. Sunt vremea... În care garanțare vom fi finanțare. Despre asta vorbim, dacă am un contract, am dat cu Anghia să avem 12 milioane de lei. De aici încolo nu mai depinde... Asta e de vremea. Trebuie să facem doar pași ceva care se aduc în viață. Destul de mult.
ca și perioade, ca și termene, până să finalizează SFE-ul, până când scoate licitație, până când înciteze și concesioneze sistemul respectiv, să vină concesionarul. Eu cred că vor veni. Noi acum vorbim doar pregătire, nu avem nimic complet. Și nu sunt bani. Ceea ce sunt doar pregătire, sunt un contract semnat cu Ministerul. Nu înseamnă că suntem în stăria Comunei Legiu. La fel ca și Alintare Poală, pentru că vorbeam de proiecte. Marți, când nu semnesc contract, m-a finalizat tot. Urmează imediat, în 2-3 zile, să facem la licitație. Cred că contractul cu apă și canalizare pe Bătăiaș cu Brăbugești va începe mult mai repede decât gazul, dacă nu întrebați asta, pentru că suntem cu toți pașii ăștia înainte. Sunt avizite tot mai puțin constructorul. În momentul în care se va scoate licitație, vor trece 25 de zile, se va prezenta un constructor 2, 3, 5. Comisia și consiliul de consultanță vor da rezolvarea firmei care este... Dar nu vor exista contestații. Și chiar dacă vor fi contestații, astăzi legea contestațiilor nu mai e ca cu 4-5 ani în urmă să nu permită să țină pe locul plările. Nu, sunt niște taxe pe care trebuie să plătești. Trebuie să fii sigur pe tine în momentul în care plătește o lucrare. Din experiența anului ăsta, când sunt mulți bani pe piață legat de programul național de PNRR, cred că nu vom avea construcții dacă nu vor fi. Ei nu trebuie doar din regiul ar face de 10 milioane de euro, dar cam atât avem anul ăsta, consemnat cu întrecați. Nu știu dacă vor începe toți pe mandatul meu, poate posibil să ceapă mandatul cuiva, poate mai puțin pentru mine. Eu știu că le-am semnat și că vor fi începute și finalizate așa cum vor fi finalizate. Cred că nu vor fi contestați, pentru că construcțiile au de unde să aleagă. Ce va cu canal, au de obștie de la laboratoriu. În primul rând, concret, anul se ocupă de câștigăm, se începe lucrările la plătirea. Eu zic că da, dacă nu sunt impedimente europene, am spus-o și mai devreme, vis-a-vis de constructori, pentru că marți, azi am primit mail-ul de admisor de spune. Să fie la guvernul, suntem și PSD-ul și PD-ul. Brațul ăia cum le trebuie un la bună stat de drumul la pe sunt etape, sunt zile conformi. Și la zonul. Nu am trebuit cu care cu apa prima dată asta, dacă nu probam, nu mai lucra. Nu depinde de noi absolut nimic. Deci nu depinde de nimic. Sunt care se la licitație, trebuie să treacă 25 de zile până când... E puțin rău, e un motiv. Dacă nu sunt contestații, imediat după licitație, la 10 zile, se dă răspunsul. Apoi se urmează de 10 zile până când vin ICC-ul și se predă amplasamentul. Dacă stăm și calculăm acolo, de la sunt 60 de zile. Eu mi-aș dori mai mult ca tine mult după 5 la masa asta să înceapă lucrarea cu mandatul ăsta. Credeți-o pentru că, probabil, prin chestia noastră, noi suntem masă de aici. Noi am zis că lătuți și ne-am... ar fi păcat să le aduc, să le vezi contractul la fraie și am să facă anumite toate. Da? Vom vedea. Mai e un an de zi. Da. Cine este mai zice două proiecte? Împotriva, abține? Numărul 7. Proiecte sau dădării? Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre pentru actualizare și completarea anexei la HCIL număr 27/2023, privind aprobarea implementării proiectului achiziție mașină de măturat, Comuna Ierici, județul Bacău. Ce vorba de acea proiecție de cam? Pe care l-am aprobat cu... A plecat pe la ședință, domnul Merinte. În aprilie. Au fost. Deci mi-a și mă bătut. Să mă ridic la adresa unui specificații de tehnicire. Puterea aceea și trecută migrantului între maxim și minim. A fost 380 de kW sau așa, în maxim 80 kW sau minim. Și se completează cu o nouă anexă în care sunt prevăzuți agenții economici care vor fi de servicii de acest nu aveam licitație, făcea pe explicare în hotărâre consiliu că vor fi de servicii agenții economici, dar aici sunt și enumerate de agenții economici care vor beneficia de acest utilaj. Aceasta este noua completare la hotărârea 27. Pentru că s-a la chestionat.
Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază proiect tehnic și a devizului generat actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare școală Sant Răguzești, Comuna de Regiunea Județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componența 10, fondul local, precum și asumit reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Da, e proiectul pe care vorbeam mai devreme, legat de reabilitarea școlii de Bucești. Repet, la 11 termenii de întâlnirea ofertelor. 11 septembrie. Este ultima zi, este o participație de ceva ceva. Urmă, nu s-a înscris nimeni, de obicei, experiența noastră este un lucru de autorizare acolo, pot toți așteaptă la ce se mai înscrie, pentru că înscrierea se face online, se urcă în platformă, nu mai e... E divers să se apare. Poate să scrie orice firmă, trebuie de obicei, dar ce se zic local. Cine este pentru? Cine este pentru? Proiect numărul 10. Liber. La Liber, dacă se înscrie cineva la sezon. Deci, domnul Merin, domnul Stoica și domnul Buțiu. Nu mai ales. Domnul Merin, vă rog. La noi în centru, aici iar s-au umplut din câini vagabonți. Au fost adunați odată, acum iar e plin. Da, vreau să... Dar imediat, la două câteva zile, s-o... Da, de unde vin, nu poți să ai spus. Dar toată strada e. Trebuie să luați tot timpul. Nu sunt în centru. Eu am arătă de aia 5 erau în centru. Nu am în centru. Vreo 5-6 să mai știu. Nu m-am închitei așa. Dar nu sunt mai fac bani. Dar să-i mâncați. Adică auzi că unii dintre cetățenii din zonă îi rănesc. Mai dați element. Mai dați ține în zonă, că dacă vine asta... N-ar avea mâncare. Ziceați că ați mai pus camere. Nu vedeți cine îi dă mâncare. Amintea mea. Nu cine îi dă mâncare, nu pot să-l amendezi pe la care îi dă mâncare. Nu pot să-l amendezi pe la care. Așa că nu s-au văzut cine îi aduce sau îi vine afară. Nu, cred că dacă întrebați cu mine foarte puțin să fie aduși, să aduși mașini și lasă. E un business astăzi cu pândeșe de vagabonți. Trebuie să luați tot timpul. Nu mă oferesc să o spun, în întreaga țară, în aceeași discuție, peste tot, am vorbit cu primarii, toți au aplicat problema asta. Dacă vă amintiți, acum 2 ani din zile am fost și amendați de producția animalelor, când aveam un contract încheiat cu firma autorizată. Am semnat un contract cu firma autorizată, ne-am înființat un serviciu al câinilor fără stăpân și acum. Plătim, am certificat de două ori, prețul unui animal, un câine, ăsta că e mare câine, ajunge la 800 de lei bucată. Deci dacă îl cumpăram de la, înțelegeți? Bun. 800 de lei bucată. Adică e foarte simplu să-i aduc, ieri, să-i prindă, să dau 10 bucuri, să dau o timpărie în situația în care astăzi vedeți că ducem bani pe un capitol, pe altul, mai putea plăti proiectări, țefeuri, lucrări mini pe care putem face în comun. Știți cu toții că trece ceva destul de încurcată în ziua de banii la staff, că chiar în teama de anul eram în drept. Eu o să încerc să discut din nou cu firma care a care nu-i contract. Sunt mai multe în zonă, și în Oreștiu, și la Caracol, am văzut acolo, cam în Păzirul Mie. Când am fost la Brățin, la Mărțănești, la Șintea din Consiliul Local Joi, m-am întors pe la Caracol, când mi-am trebunești. Acolo, la intrare, în caracol, care dreaptă, e saipoan, întins. Da, da, da. Și mai jos, e și e simplu, eu nu spun că o face el sau face altceva, nu știu. E foarte posibil că la Vaslui să ia câini de la Onești, să nu va, trece pe la Onești și să ajungi în pentru că și noi, și eu am urmărit lucrurile astea. Nu lasă niciodată în centru sau în zone populate, că la așa de mai ei sunt cunoscuți, merg în cursul Haida, așa, prin 7 aprilie, iar acolo, în locarea colegul meu, unde se dă mâncare, ei opresc. În centru, clar, sunt magazine, sunt restaurante, ce mai fi în centru ăsta lui, se mai dă cu o bucată de pâine, mai aruncă cineva și stau pe mâncare, că s-a mimat. Da, o să încercăm să... Iar de situația asta o să propun pentru anul următor, dacă o să analizăm cu toții, mai degrabă să solicităm să vină o echipă de medici, să facem o castrare gratuită, dacă sterilizăm, plătim 150 de lei la o cățea,
iar din soia plătim 800. Mai bine sterilizăm o parte din la oameni, la cetățenii care stau sticla noi în comun. Dacă sunt aduși cu mașinile și lasă în parte. E o variantă. Poate fi o variantă. M-am văzut de un timp. M-am văzut de asta la stat și nu știu dacă făcea voluntar. Sau mă făcea voluntar. M-am văzut chiar nu de la urmă primă de la casa, ceea ce ai zis. Da, e o soluție. Înseamnă că și alții operăm la soluția asta, putem încerca și noi. În primă fază, dăm 3.000 de lei și castrăm 20 de cățeli. Să avem în vedere o chestie, ceea ce s-ar, adică dacă am putea prinde niște fonduri pentru reciclarea apei minerale. Nu poți să-ți zi orice, am zis, dacă o să putem, o să putea și să fim atenți pe chestia asta, că pe viitor o să fie o mare problemă. Am participat, de exemplu, la o ședință la prefectură, exact pe tema aceasta. Adică și nu, nu, o să vedeți, o să vedeți, scuze-mă, nu o să fiu, nu credeți că e cum a fost la GASF. Nu o să vedeți, că asta nu se vede. Asta e realitatea. Da. Eu vă spun că azi am fost la Dobrogești pe Vale, pentru că pe viitura de aseară, era o pare de 50 de metri pătrați. Adică este o cantitate enormă în 4 ore, deci ca să înțelegem. Părâul de la Drăgucești a venit ca o vintură pentru că a plouat destul de repede și a fost destul de mare ploaia, doar pentru o oră cât a trecut vintura respectivă. De la Moralul în sus nu există părâul astăzi, ca să înțelegem. A trecut vintura aceea, un drum ăla din Balas, cum e acolo, l-am făcut de o raiște, și a dispărut destul de mult. Deci aceasta este enorm. Nu e o joacă. Primăria Helenciului, indiferent cine va fi aici în fața dumneavoastră, sau primăria Lucrei, sau primăria Sângulei, sau primăria Bârsălești, nu vom avea niciodată apă potabilă din resursele pe care le avem noi astăzi, pentru că nu beneficiem decât de izvoare de suprafață. În zona noastră nu există apă de mare adâncime, este că da foraje de 150 metri și acum se forează în alte zone. Sunt zone din Botenia, unde sunt ghei, zăderea, unde v-ai furat pe 50 metri, apa iese la suprafață și fără pompă. Noi nu avem apă. Stăm pe munte din sare, știm cu toții că avem zboare cu sare, cu apă, cu suprafață, nu știu ce. Singura variantă, din punctul meu de vedere și a ridicat-o, și la Consiliul Județean, și la prefectul, domnul prefect, în zilele trecute, când am fost la ședință. Singura variantă este ca urgentarea refacerii barajului Berș să se facă cât mai repede. Dacă s-ar stăvili barajul Berș, atât cât de puțin apă pe care dă-o astăzi, s-ar redresa cât de cât și pânza freatică, plus că, din punctul de vedere, ar putea fi o soluție să ne branșăm acolo, în acea acumulare de apă, să debranșezi, ia costați hidratare, ia oșa de Marea Moartă și o deseranizează, ia din Dunăre și o tratează. Adică nu, dacă depinzi doar din zboare, depindem doar de apa din zboare pe agresie, nu are cum să ajungă oameni. Nu mă mir că anul ăsta noi am avut apă cât de cât în pământ. Deci eu mă mir, ținând cont că la Helegiu a secat fântânile, acolo unde sunt pânza freatică destul de sus în satul Helegiu. Nu vorbesc de Ventră, Bugești, Gătira, unde a fost dezastru. Noi pe sursele noastre, cât de cât, cu program, cu câte o oră, cu câte două la o zi, da? În cele trei sate din comune am avut apă și am avut proiectul 86 din sat, să spunem. Au sunt zonii care sunt mai înalte, nu a ajuns pe piatra de lemn la fermele din cauza căminilor, nu au putut trece pentru că au niște regulatoare de presiune. Dar din când a fost gândit sistemul ăsta, ca să nu se pomnească la bani, el e capul la 5-a tot se... Nu dă drumul nici pe aia, nici sub. Nu trece apa, e firesc, nu poți mă pula ma, se scot la exploare de acolo și se rămâne pe apă și... Domnul primar, deci nu faceți cum a făcut domnul primar proprietarul la Sândurei? Ce-a făcut? Ușa și plăte că ei au apă... Cine are apă, nu? La Sândurei? La Sândurei nu are rețea de apă funcțională. Da, da. Aha, apă, domnule, cum spuneți dumneavoastră, nu o luat, dar am văzut la pădunsul. Și cu pădunsul unii este putul răfărat. Pe mare, dacă a zis, au făcut. Au o comprare făcută, lucrează, încă n-au dat drumul la apă, încă se raportează. Ei au avut și branșamente, și acum să avem și noi branșamente la Rălugești, la Brătila. Încă nu au pornit sistemul nici de apă, nici de canalizare. Chesoanele lor, de acolo am și luat exemplu, pentru că sunt făcute pe Alba, Albia,
tasleului, așa o face noi la Brătila, pe albea tasleului din ceier, în cap, când vorbim la intersecția drumului Văi Răle cu tasleul, acolo vor fi 6-7 puțuri pe care noi le vom extrage și vom duce către... Da, care e pericol la zona din noastră? Ce am pățit acum la Drăgucești, în Plasma? A venit Vintura, mi-a colmat captura. Ați înțeles? A venit tasleul mare, a spălat tot, a șters tot. Nu trebuie să pămân o lună, să ne sfacem, să scoatem piatra, să golim, să ne facem ce să strică. Ăsta este riscul în Ardea Majoră a unui rău ca tasleul. Dar bineți, îl pășește astăzi, băi, eu sunt născut la Hilal Jura 5 ani. Eu am 44 ani, am trecut tasleul. Eu eram copil la 7, 8, 10 ani, eu nu puteam trece tasleul dintr-o parte în alta. Am luat curent de picioare, nu există. Ei, astăzi luam 140 de kg, eu să dorm în partea în alta. Ce vorbim? Să văd pietrele alea de la săptămâni în pală, cum spuneam noi. Criza este majoră. Țara a mai trecut prin crize de astfel, gen, nu trebuie să intrăm nici să ne împacetăm cu voi, Doamne, vezi că vin, poate să revină. Poți să înceapă 2-3 ani în timp pentru colioase. Acum au fost 2-3 ani, sece, pentru. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe urechi, stăm în liniște, că vor ce se va întâmpla. Nu. Pe punctul de vedere, repet, singura soluție pe care o avem în zona noastră, și inclusiv Oneștiu să se poată folosi de ea, este refacerea barajului Belge. Pentru că am văzut că și Oneștiu a primit cu apa acum, și Bacău a primit cu apa. M-am dus la Valea Uzului, că am fost pe aia de un primar la urmă. Tot s-a alimentat în Valea Uzului. Dar nu mai există. Și bă, ce așa? Valea Uzului e pe fundul lacului acolo. Sau ce-au făcut? L-au și golit atunci. N-au anticipat. Păi, are ce probleme. Se va întâmpla situația de acum cu criza asta mare de apă și cu ceștia mare. Trebuiau să urcolească ca să umple la acele fintre, care erau rupte și erau de 50 de ani, 60 de ani. Și acum nu pot să ne reușesc să mai umple, pentru că apa principală care alimentează barajul acel râu Uz, e identifică tasleul nostru. Ei, gândiți-vă că din barajul la Uz ia Bacău, ia Unești, ia Târgu Rău, dar sunt ce orașe mari. Da, nu există. Da, domnul... Și asta, dacă se poate prinde un program, vă zic, cercetat, vă zic, pentru ce nu mai am apii uzate, știi? Nu știu dacă ia asta o măsură. Păi, dar, zic, vă avem? Și o să facă, da? Dar nu avem proiectul care să facem. Și cum să apară programe care fie în țară din domeniul ăsta? Cu siguranță cum n-am măsuri în domeniul ăsta. Bunie, să zic, să-mi la din domeniul ăsta. Mă, proiectul care să facă în țară. Eu am zis că e viitor. Nu? Ceva că nu am zis că e viitor. Nu? 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 Nu, nu, și dacă ar fi fost și să mai fie fost și busuiocilor și băieți. Nu, 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 n-am primit finanțarea anul acesta, e posibil să primim poate în toamnă. Asta nu înseamnă că dacă ar fi primit, am fi dat drumul la asfaltul Busuiocilor. Din ce cauză? Pentru că Busuiocilor este partea proiectului de canalizare. Iar proiectul de canalizare însemnă în marți, asta am și spus. O să trecem canalul și apoi o să găsim o soluție. La Drăgugeri, în afară de Busuiocilor, nu mai am altă stradă de betonat sau de asfaltat. Aici sunt la am mai rămas pare de pe vale, dar nu pot să spun. Mai este o bete? Nu-i mai bine decât așa. Ceva, până la standard din betonul care ați mat, eu nu cred că toată rogările nu vă pricea. Avem un standard, așa, la cum? Sunt în vederea asfaltului, cum ați? S-a stat timp că sunt zici de șantier, firme din bărbun. Din toată rogările, din toată rogările, din toată rogările, din toată rogările. De câte ori am primat ceva, nu a fost bun. Nu sunt un copil, nu știu la ce a jucat. A fost un pic semnă, nu pot să vă dea. A spus pe bani, a zis că apa vincula. Acolo la Mureanu, sunt niște deputate. Nu am pus acolo. Dar ce era pus acolo? Dar ce v-a trebuit?
Să poți să dau poza copilului. Nu știu, 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 nu Țineți codul mic de la radar și până la pătru, ghiță. Nu mai poate ține cont de nimic, proiectul este finalizat. Acolo erau și izvoarele acolo și... Avantajul Brătinei față de celelalte sate din comuna noastră este că la Brătina sunt 500 de apă care astăzi zic că mai au apă pe ele, mai multă sau mai puțină. Eu sunt convins, în momentul în care vom da drumul traseul respectiv cu satul Brătina. Nu va fi la anul, nu puteți va fi campania asta și ies în linia primară a șaptea oară de definări. Nu, păi s-ar putea să-mi fie mai, mai rău când la anul, august, septembrie vom tăia tot drumul la Brătina, bucată cu putare, bucată pentru ca să facă branșa. Medic să facă rețele și ați văzut cum o jur lumea pe la Odești că o treca prima oară drumul. Fără și striga, îți bat urma baga. Deci va mai dura. Da, avantajul Brătirei este că sunt ce sunt de apă, la fântânele, aici am părut la... Păi dacă nu vreau mai la sunt aia. Foarte multe zone unde mai poți la oameni, dar să scumentezi acea sursă de apă pe care o să o avem existență. Garantat, omul când se va îmbrăca rețeaua nouă, îți va accepta într-un fel sau altul să faci și la acel izbor din la fântânele sau zbor de mers pe unde, că sunt fântânele la Brătirei și care au avut apă până banul ăsta. Anul ăsta o să încerc foarte mult. Și să știți că eu am luat un plus, pentru că eu cer profil ca și prin sat, în toată comuna, singura ciușmea care mai lucrează și mai funcționează, cea de la Moman, acolo, la Costa. Este singura ciușmea care... Sunt 2-3 oameni care e legat acolo cu ciușmea, atât. Știi unde? Când la sora ta, pe partea dreaptă acolo, este o ciușmea. La Moman, la Moman. 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 La Nu am făcut.
Da. Deci putem da o explicație la asta? Am venit și eu o familie, potrănichi de la Dăugești, toate rămâni. Nu sunt mai multe. Băiat, eu tine un singur caz știu. Nu, mi-a dus la cunoștință vis-a-vis de mutarea bolii pentru o comun civic. Am avut o discuție cu șeful de ocol, a rămas să mergem în teren împreună, să verificăm. Din punctul lor de vedere, nu are nimeni de ce să fie epacetat, pentru că nu ocolul simplu este al statului român, nu e un stat privat. Nu e ok. Păi dar cine este ocolul simplu, este ocolul simplu? De ce e făcut de consumul bornarea asta? Nu are consumul primit. Eu nu cred că cine a făcut asta. Eu vă spun sincer, luați-l cu Aron și Aron a fost spădurat 30 de ani și vedeți că azi cât o vin la Valea e bună. Cum crești copace pot să pună cu bana? Cum crești copace să pună cu bana? Nu, nu, mai stai de la Dăugești cu totul, eu am făcut la Dunaia, cu vântul pe Pipeștrea, nu știu, n-am fost la de asta. De asta vă spun. Dar din toată lumea aceasta, din discuții, se cieze în toată lumea. Să le faci dacă nu-l vezi cu tău. Nu, 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 și nu, nu, am cerut ca toată lumea să șanțării cu tot Pipeștrea în proprietate, să vin la primul aici pentru ține și vedea, să demonstreze subiectul care s-a luat, că vor să-l interesoare, să vadă că ei au adresat cu ei. Apropo, ce spune Busior? Mergeți la mântirea și vă spunea să se cunoaște pătărea. Când a fost bona primată, ce s-o duma mare? Și dumneavoastră mai bine. Hai să programăm împreună. Cu cei care sunt domnului, nu sunt domnului. Când ziceți dumneavoastră? O zi. Ei nu pot să ajungă cu vorba pe tine în agricultură. Domnule, la noi, la... Au venit la fața. Omorul Sirbic face abuz. Unii merge, merge, unii nu merge, nu merge. Chiar când a fost de putere, deci mută vorba, funcție de interescovat. Avem marturi pe chestia asta, domnule, apropiată de la domeniul. Era un control de la general și să-ți dați un mic grup, o să ții dați. Să convocăm cu tine. Era etare și privocul, dar nu știu. Marți. Deci, în afară de marți, când vei la București să semnezi contractul la Toșcana, în orice există una care vine, hotărâți voi ziua și ora, eu convoc șeful de ocolo, cazanul de consiliu, nu cu 100 de oameni, nu cu 7 oameni. Nu, 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 nu cu dovezi, deci oamenii o să vină cu dovadă. Lasă-mi dovezi, pentru că nu văd eu cu ochii mei să văd în mașină pe șeful de ocol și pe tine și pe cei care îi plăiați, mergem acolo. După aceea, dacă vedem că nu mai trebuie o zi, dar am făcut la urmă, să mergem la urmă. Da, așa e bine așa. Așa nu se pare normal. Până la urmă, ori nu primăria sau primarul sau cineva l-a venit peste om, dar e tu și așa. Nu, dar dumneavoastră nu este comisii, nu este comisii. Apropo, noi avem pădurile în ploaie, doamne. S-a dat fie cei care la unul singur, doamne, care s-o băca peste alții. Și eu pis pe aia. Nu, 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 joia care vine la ora 11 la primărie, nu convoc, aici vă nu veniți ca de obicei. Joia la ora 11 vedea la primărie. Ca să nu discutăm altfel. Nu, 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 nu. Deci joia la ora 11. Dar când? Nu, 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 nu. Nu, dar eu fac propoziții pentru chestia asta, pentru populație, dar nu e problemă să fac eu. Și atunci eu nu ți-l duc rând și sunt... Da, da, da. Și voi, acasă, o anul sunt săptămâna la IT, e bine? Deci ca să sunteți voi degeaba, chiar nu fii bine. Eu nu cunosc portare, nu știu unde. Nu, 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 o să vorbesc cu lumea. Domnul Iba, atâta să-i rând de mine pădurea, aveți cuvântul meu noastră. Atâta să vedem bine, pădurea, tu uiți sus la ea să vedem. Unul e un lăsat frumos. Dar e un bun de-a fost. Nu iau locul. Nu am înțeles, dar ei așa au multe. Oamenul ăsta a crescut ale copacii pe atunci putem mai la urmă. Dar suneți-l în păduriții să putea tăia cu ca proprietar cu titlul în proprietate. Acolo nu mai poți duc aia. Nu mai poți duc aia, că dacă din primul trece să-și facă. Am luat și la Cuboaiu, că am luat pământul ăla de la Delen, am pus schimb și eu fac două șanți. Pe terenul lor. Ei n-avea treabă cu populțiul de milă. Dar acolo a fost un acuz. Ai tot de ceară să ajungi un domnul ăsta. Trebuie mers la fața locului. Dar abuzul ăla s-a făcut acolo, trebuie să se zată. Deci, s-au se zată și nu știu. Solina are dreptate. Dar cum o să plânge? Deci, nu... Nu trebuie să fie cunoștință. Cineva să vin, nu le vin, mi-a luat pe mult. Bă, Solini! Mă, ce spune niște? Nu, 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 care a intrat? Da. Și adică dacă da. Adică dacă da. Da. De exemplu, am intrat în istorul primarii. Dacă nu mai sunt probleme, declarăm încheiat cu ședință. Deci,